Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Mihai Ghiță. Iată pentru început titlurile. Asta e România. Ultima săptămână s-a uscat de tăs. Și i-a luat pocneit șoarele de la genunchi și nu mai putea să meargă. Îi bătea inima slab, încet. Un adolescent a ajuns mai mult mort decât viu la spital, după ce s-a topit pe picioare din cauza pastilelor luate de pe internet. Cazul acestui tânăr nu este unul singular. Noi sperăm la o recuperare a acestui copil și sperăm ca și alți copii care se află în situația acestui copil să conștientizeze care este riscul și mai ales că există risc de deces. Pastilele de slăbit, pericol mare în pilule mici. Mă trăgea înapoi zona, satul, aici m-am născut, cumva aici mi s-a amintirile din copilărie, mă trage înapoi locul. Și na, cumva am știut clar că aici o să dezvolt ceva. A făcut o oază exotică în vârf de munte și și-a pus satul natal pe harta turistică a țării. Vreau să aduc ceva diferit și era peisajul super fain și am zis că hai să fac o cazare mai wow, adică piscina. Oamenii vin în principiu fără așteptări și pleacă foarte încântați. Locul face foarte mult energia locului pentru că e liniște. Un adolescent de 16 ani a ajuns aproape mort la spitalul din Iași după ce a slăbit 54 de kilograme în decurs de câteva luni. Topit pe picioare, dar stabilizat în ultima clipă, tânărul i-a șocat pe medicii care spun că ar fi luat pastile de slăbit. Băiatul ar fi apelat la pilulele cumpărate de pe internet, deoarece colegii și prietenii râdeau de aspectul său fizic. Cu prețul sănătății, a ajuns de la 100 de kilograme la doar 46. Specialiștii avertizează că în spatele acestor reclame la slăbitul minune se află însă un pericol mortal. Ultima săptămână s-a uscat de tot și i-a luat pocneit șoarele de la genunchi și nu mai putea să meargă. Cei care îl cunoșteau mi-au spus că, de fapt, el ia niște pastile de slăbit, pentru că în anii anteriori, în școala generală, copiii îl râdeau că este gras. Noi sperăm la o recuperare a acestui copil și sperăm ca și alți copii care se află în situația acestui copil să conștientizeze care este riscul și mai ales că există risc de deces. Mai mult mort decât viu. Așa a ajuns la spital băiatul în urmă cu câteva săptămâni. De la un munte de om care cântărea peste 100 de kilograme, ajunsese o umbră. Inima abia îi mai bătea și cu greu se mai putea ține pe picioare. Slăbise mai mult decât jumătate din greutate într-un timp foarte scurt. Din păcate, realitatea este aceasta și cazul acestui tânăr nu este unul singular. Este sigur unul mediatizat, dar nu este unul singular. Atunci când discutăm despre diete, discutăm și despre pericol, întrucât dietele nu sunt personalizate, iar atunci când acestea se asociază de administrarea unor ceaiuri, suplimente sau comprimate care sunt comandate de pe internet, pornind de la o promisiune a scăderii rapide în greutate, în mod cert ne afectăm starea de sănătate. Suntem la Iași, unde familia băiatului încearcă să înțeleagă ce s-a întâmplat cu el. Rudele spun că nimic nu le-a dat de bănuit, până în ziua în care au văzut că Adam nu se mai putea ridica în picioare, iar corpul a început să-i se învinețească. În ultimul ceas a chemat familia salvarea. A venit salvarea, m-am dat salvarea, era în ultimul moment
slab, nu se mai putea ține pe picioare. Și am anunțat cu nu vrea să meargă, a spus că n-are nimic, el e bine sănătos. Și am zis, mergi, anunț salvarea, dacă tu, eu tot anunț. Și am anunțat și a venit salvarea, l-a dus la Doroi, la spital. Aici n-a avut ce să-i facă nică, l-a trimis la Botoșani. Și am înțeles că acolo l-a trimis cu elicopterul la Iași. Și ultima săptămână a slăbit într-un ar fără de azi. S-a sucit și buzele, nu mai putea grei când vorbea și pe mâine a rămas ciolănelul gol. Numai cu pielea lichid de el. El slăbea, dar nu era vizibil chiar așa, dar se cunoște că tot slăbește, dar ultima săptămână s-a uscat de tot. Și i-a luat pocneit șoarele de la genunchi și nu mai putea să meargă. I-a făcut niște ecografii, niște de astea cu inima. I-a făcut și trebuie să mai fac niște analize la inimă, că îi bătea inima slab, încet. Dacă scapă, e un noroc mare. A avut zile, spun medicii care au reușit să-l stabilizeze. Lupta cu kilogramele îl măcina de multă vreme pe interior. Se plângea că ar fi fost batjocorit la școală în repetate rânduri de către colegii lui pentru că nu se încadra în standardele de azi. Sătul de răutățile celor din jur, adolescentul ce provine dintr-o familie modestă, fără prea multe posibilități și cunoștințe, și-ar fi comandat de pe internet pastile de slăbit. A crezut că alege calea mai ușoară și mai rapidă, dar aproape că și-a ales sfârșitul. Spune că, adică că era gras și-ar fi râs de el, colegii lui. El a avut la 80 de kilograme. Așa. Și odată a spus că face curs de slăbire. Dar nu ne-a spus că e pastile de aia, de slăbit. Eu am zis că e numai din micșorează porțe la mâncare, ca să slăbească. Ultimul timp, zice, a trecut ultima săptămână, s-a uscat, pielea și oasele a rămas. Și i-a ieșit niște piete pe burtă și pe spinare, picioare, s-a învinițit așa, probabil de slăbăciune. El a mai făcut crize de genul acesta? El mai câteodată devia, avea scăpări din memorie și apoi iarăși revenea. Și eu am zis, poate de pe telefon, poate a văzut... Că el tot zi și noapte el se uita pe telefon, pe internetul ăsta. De aici a procurat. Am înțeles că pastilele astea de slăbire, dar noi am crezut că el slăbește din brațe de mâncare, adică micșorează. Dar nu prea mânca acasă? Mânca, ultimul timp nu mai mânca, dar a fost un băiat, avea fălcuț, era voinicuț, la 80 de kg avea. S-a rămas amul, dacă avea 50 de kg. Cât timp a slăbit? Ultima săptămână i-a mâncat carne de pie. Semne că ceva e în neregulă cu el erau, dar nimeni din jurul lui nu le-a băgat în seamă. Nici familia și nici măcar profesorii de la școală. Acest copil este venit la noi la unitate prin transfer pe parcursul an școlar. El a fost la un liceu la Darabani, dar pentru apropiere de domiciliu, a solicitat părinții să vină la noi la liceu. E o situație neplăcută pentru noi și pentru copil, dar se mai întâmplă. Sunt probleme care se întâmplă. Noi, la nivel de unitate, chiar și la ora de educație fizică, domnul profesor mi-a spus că copilul este foarte slăbit, i-a spus să stea pe banc în timpul orii. Atât putem să vă spunem, mai mult nu știm nici noi. Nu ne putem imagina că așa de repede, cu aceste influențe pe internet, cu aceste medicamente, să poată slăbi de la 40-50 kg în câteva luni. Directorul școlii, dar și consilierul unității spun că adolescentul nu le-a spus niciodată că ar consuma pastile de slăbit. În schimb, colegii acestuia l-ar fi adus la cunoștință profesorilor, dar degeaba pare se. Sigur, l-am observat, sunt profesor la clasa respectivă. La începutul anului școlar, elevul s-a prezentat în clasa noua, la profesională. Atât eu cât și toți colegii mei am observat că există o problemă de sănătate, pentru că arăta foarte slab, era... fiind și foarte înalt, ieșea în evidență faptul că era slăbit. Am întrebat ce se întâmplă cu el, atât diriginta cât și eu și ceilalți colegii ai mei.
Mi-a răspuns că nu are nicio problemă, că este ok, că el face sport și că din cauza sportului slăbește, pentru că aleargă. Discutând și cu colegii de clasă, cei care îl cunoșteau mi-au spus că de fapt el ia niște pastile de slăbit, pentru că în anii anteriori, în școala generală, copiii îl râdeau că este gras. Nu a recunoscut niciodată în fața profesorilor că ia pastile de slăbit. Încă o dată precizez, atât doamna dirigintă, cât și profesorii care au intrat la clasa respectivă, l-au întrebat despre starea lui de sănătate, pentru că era evident că nu se simțea bine. Era evident că adolescentul nu se simțea bine și totuși nimeni nu a făcut nimic până când acesta a ajuns la un pas de moarte. Pacientul a ajuns în stare gravă, fiind transportat cu personal SMURD. Diagnosticul inițial a fost de endocardită, bradicardie. Pacientul a fost internat direct pe secția ATI, unde a avut nevoie de terapie intensivă. A fost după externarea din transferul din anestezie terapie intensivă, a fost dus pe secția de cardiologie pentru a investiga și a evalua patologia cardiacă și eventual afectarea cardiacă și a sistemului circulator și vascular. După stabilizarea pe partea cardiacă, a fost transferat în secția de nutriție și recuperare, în care în această secție se va începe de fapt perioada lungă de recuperare a acestui pacient. Este fals. Pachet pentru arderea grăsimii în 24 de ore. Așa sună unul dintre anunțurile promovate pe internet ca fiind o metodă sigură și eficientă pentru o siluetă demnă de Instagram. Bună ziua, îmi cer scuze că vă deranjez. Am văzut un anunț pe că aveți un kit pentru slăbit. Da. M-ar interesa și pe mine dacă îmi puteți să-mi spuneți mai exact ce conține kitul și în ce constă. Are aloe, ceaiul drenant, locuitorul de masă și complex. Kiturile pentru slăbit, pastilele așa zis miraculoase, care te fac să pierzi din greutate, și ceaiurile din tot felul de substanțe sunt la mare căutare pe internet. Se vând la negru pe tot felul de platforme, ceea ce face ca multe dintre produse să nu fie acreditate de nicio instituție de la noi din țară. Se iau două pe zi și el ajută să slăbești, adică ajută să slăbești gen mai repede decât ai slăbit în mod normal. Și dai poftă de mâncare. Kilogramele date jos în mod artificial vin la pachet și cu o serie de riscuri, despre care însă niciun vânzător nu știe exact. Așadar, la telefon, comercianții ambulanți își încurajează clienții să ia pastile și ceaiuri după ureche. Hipertensiune? Da. La hipertensiune știu că nu-i recomandă ceaiul. Și trebuie să scoatem ceaiul. Ok, dar pastilele le pot lua fără probleme. Păi cred că burnout-ul, da. N-are ce să se întâmple în joc, doamne ferește. Culmea însă, astfel de suplimente se găsesc la liber și în farmacii. Nu este nevoie nici măcar de rețetă de la medic. Să înceapă cu asta și să ia câte două comprimate pe zi, un comprimat de două ori pe zi. Da. Acesta va inhiba oarecum pofta de mâncare, absorbția carbohidraților.
Medicul Florin Ioan Bălănică, specialist în medicină personalizată, nutriție și endocrinologie, ne spune că pentru a slăbi sănătos și pentru totdeauna, trebuie să ne schimbăm stilul de viață. Vorbește din proprie experiență, după ce a reușit să dea jos peste 100 de kilograme în 8 luni, fără vreo pastilă magică sau înfometare. Astfel de metode ne fac mai mult rău decât bine, chiar dacă sunt promovate la tot pasul și sunt la îndemâna oricui. Ce trebuie să știm este că orice intervenție în schimbarea stilului de viață, chiar dacă este personalizată sau nepersonalizată, potrivită sau nepotrivită, sănătoasă sau nesănătoasă, poate să presupună o scădere în greutate. Și atunci confuzia este, iată, funcționează. Deci pot să apelez la această variantă, întrucât ea funcționează și mă duce la a-mi atinge obiectivul de a scădea în greutate. Da, totul este pe fugă. Mâncăm fast food, trăim fast life. Totul este repede, pe fugă, suntem bombardați cu informație și uităm că cea mai importantă persoană din lumea asta suntem chiar noi. Iar cuvintele stil de viață par atât de simple încât nu le luăm în calcul. Mi se pare că e o chestie banală, mult prea la îndemână ca să ne și ajute. În era digitalului, dorința de a atinge perfecțiunea e tot mai mare. O poză perfectă postată pe o rețea de socializare adună mii de like-uri, iar pentru asta majoritatea tinerilor sunt dispuși să facă orice. Asta e realitatea zilelor noastre, în care, dacă nu te încadrezi în standardele stabilite pe Instagram, ești marginalizat sau chiar batjocorit. Orice fel de dietă care nu este făcută adaptat sub supraveghere medicală și care presupune administrarea unor ceaiuri sau medicamente, ne poate face în mod cert rău, chiar dacă pierdem câteva kilograme în greutate. Există o mare confuzie între diete și medicina nutrițională, adică intervenția nutrițională. Dietele nu sunt personalizate, se întâmplă pe termen scurt, adică pe o perioadă de timp limitată, mă setez mental că mă voi supune unei restricții nutriționale, voi scădea în greutate câteva kilograme, după care de-abia aștept să revin la obiceiurile anterioare, obiceiurile anterioare care evident că nu sunt unele sănătoase, întrucât ele m-au adus la excesul ponderal. Dacă se poate să asociez și un ceai sau un supliment, este cu atât mai bine. Aceasta este 90 ceva la sută din piața de nutriție din România și de peste tot din lume. Pentru că, atenție, nutriția este o afacere. Și obezitatea devine mai îngrijorătoare de la un an la altul. 6 din 10 români sunt deja supraponderali. În condițiile în care, în urmă cu 30 de ani, eram departe de topul greutății în Europa. Specialiștii spun că de vină ar fi sedentarismul, lipsa de educație și marketingul agresiv la anumite produse alimentare și băuturi nesănătoase. Mai rău e că, odată cu fenomenul obezității, în ultimele decenii s-a dezvoltat și o adevărată cultură a dietelor, de la scheme de slăbit, shake-uri miraculoase, medicamente și suplimente minune. În aceeași țară în care unii strâng cureaua și muncesc mai mult ca să treacă criza, există și români relaxați. Câți ani aveți? 50. Aveți măcar o zi de muncă? Să muncim de acolo înainte? Nu. În asta cum vă descurcați? Cu părinți. Cu pensia. Cu pensia, că stau cu ei, sunt pensionari și mâncăm toți. Mai bine asistat odihnit decât angajat obosit. Câți ani au trecut de când n-ați mai muncit? Au trecut aproape 30. Cu ce v-ați desurcat? La negru, la negru, vă spun drept. Ba o pomană, ba o botez, ba o mireasă la ăștia. Drumul lenei duce în raiul celor fără griji. Aveți mulți asistați social? Da, sigur. Mă trăgea înapoi zona, satul, aici m-am născut, cumva aici mi s-a amintirile din copilărie, mă trage înapoi locul. Și na, cumva am știut clar că aici o să dezvolt ceva. A făcut o oază exotică în vârf de munte și și-a pus satul natal pe harta turistică a țării. Vreau să aduc ceva diferit și era peisajul super fain și am zis că hai să fac o cazare mai wow, adică
sprijinat. Oamenii vin în principiu fără așteptări și pleacă foarte încântați. Locul face foarte mult energia locului pentru că e liniște.